Tatăl nostru care ești în cerul, stăm înaintea Ta împreună cu această biserică, Doamne, cu ceata prezbiterilor, a păstorilor, Doamne, ne-am întins mâinile noastre peste fratele Florin și Te rugăm, Doamne, binecuvintează în investirea aceasta, în slujirea de prezbiter, Doamne, ca să se arate puterea Ta, Doamne, că Tu ai rânduit aceste lucruri pentru biserica Ta, Doamne, și Tu l-ai chemat, Doamne, lucrarea aceasta, ca să Te mărturisească pe Tine, ca să fie la dispoziția Ta. Chemăm numele Tău, Doamne, aleluia, și Te rog, binecuvintează-L în lucrare, Doamne. Când va face ungerea cu un de lemn, când va pune mâinile peste bolnav, să se arate puterea, Doamne, că lucrarea din această zi este după voia Ta, Doamne. Când va lua în brațe copilași, Doamne, să lași binecuvântarea, când vor rosti binecuvântarea Ta, Doamne, peste tinerii care vor forma familii, Doamne, arată-ți puterea Ta, Doamne. Ori de câte ori va sluji la învon, Doamne, în familie, în stăruință, în rugăciune, să fie însoțirea Duhului Tău, Doamne, arată-ți Tu puterea Ta, mă rog, și pentru Solana, binecuvintează-o, să fie la locul ei, Doamne, să fie un exemplu între surori, mă rog, și pentru copilașii pe care i-ai dăruit, Doamne, să fie credincioși, ca să poată să-și împlinească bine slujba aceasta, Doamne, și să fie privit bine de frate, Doamne, ajută să fie smerit, să fie exemplu, Doamne. Noi îl încredințăm în mâna Ta, Doamne, pentru chemarea pe care i-ai făcut-o. Îți mulțumim pentru Evanghelia care s-a vestit în această zi, Doamne, pentru părinții care L-au educat, Doamne, care L-au sfătuit să fie supus, să fie ascultător. Îți mulțumim pentru păstorii, pentru slujitorii cu care ai intrat în contact, Doamne, și-a învățat legile Tale și smerenia. Doamne, binecuvintează, răsplătește-le, Doamne, lucrează în biserica aceasta în continuare, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, și binecuvintează păstorii, Doamne, prezbiterul, Te rog, Doamne, și ajută-ne în toate să Te putem sluji, să facem voia Ta. Amin. Amin. Tatăl nostru din cer, Te rog să lași binecuvântarea Ta și fratele Iasul în vestirea aceasta, slujba de păstor, Tu, Doamne, să lași calitățile de care are nevoie vestirea aceasta. Iisuse, Te rog să-L îmbraci cu putere, fără să fii un bărbat destoinic în slujirea pe care o va face înaintea Ta, ci fă ca lucrul acesta să fie văzut de poporul Tău și să se cunoască că odată cu investirea în slujbă, Tu L-ai ridicat cu o treaptă mai sus spiritual. Lasă o măsură de putere peste El, Doamne, și călăuzește-L în slujire. Fă ca lucrările în care va fi implicat să se vadă puterea Duhului Sfânt. Amin. Puterea Duhului Sfânt prin vindecare, amin, prin eliberare, prin desficarea legăturilor străine. Să se cunoască că și Tu lucrezi. Aleluia. Și că Tu-ți puterea să mulțumesc. Îl încredințez în mâna Ta, Doamne. Încredințez surgirea pe care o face în mâna Ta. Fără să fiu un bărbat care să accepte voia Ta în continuare și planul Tău să fie desfășurat în casa Lui. Când se va ruga pentru cei bolnavi, bolnavii să primească vindecare din viața. Când își va pune mâinile peste cei nemântuiți, cei nemântuiți să simtă iertarea, să simtă că Tu, Doamne, îi mântuiești, fără să se vadă că și Tu, Doamne, L-ai binecuvântat cu atitudini sfinte, fără să aibă atitudine de dragoste pentru toți cei din popor și biserica să fie întărită spiritual. Mă rog și pentru soția Lui, pentru sora Antoneta, binecuvântează-o, Doamne, o să rămână
o femeie credincioasă să rămână păstrată în cap de miruință și să-și cânte cântarea înaintării, că tu ești acel ce răsplătești. Chiar dacă întunericul s-a turburat și vrăjmașul caută să arunce săgeți în dreptul odraslelor, în dreptul acestui corp, te rog, las un somn însărcinat în vederea acestei lucrări, să protească familia, să protească corpul și să rămână protecția ta din ceruri peste casa fratelui Iulian. Îți mulțumesc că știu ai ascultat rugăciunea, îți mulțumesc că lași puterea Duhului Sfânt în mine, îți mulțumesc că tu îl întărești. Dacă sunt toate nevoi trupești și ești așteptat să lucrezi, te rog, lasă vindecare în Amin. Fă să fii un bărbat sănătos, Amin. Să vestească Evanghelia cu îndrăsnială și numele tău să fie lăudat, slăvit și binecuvântat. Rămână binecuvântarea ta peste acești doi slujitori, peste fratele Florin, peste fratele Iulian, peste familiile lor, peste întreaga biserica. Și numele tău să fie slăvit și binecuvântat în veci de veci. Amin. Tată din ceruri, în numele lui Iisus Hristos, îți mulțumim pentru această investiție care a făcut-o în cei doi bărbați. Îți mulțumim că Ungerea Duhului Sfânt a coborât peste ei. Îți mulțumim că tu dai binecuvântarea acestei biserici prin Duhul acesta. Îți mulțumesc că nu lași fungere proaspătă și binecuvântare. Și măsură pe lângă ceea ce ei au avut de înțelepciune, de putere, de autoritate. Îți mulțumim că o dai în momentele acestea. Îți mulțumim că ai ascultat glasul slujitorilor tăi și binecuvintezi bărbații aceștia, le binecuvintezi soțiile, copiii și binecuvintezi întreaga biserică. Să rămână harul tău și îndurarea ta și puterea lui Hristos la lucru până va fi răpirea bisericii. Numele tău să fie peste ei, peste familii, peste biserică și Domnul să domnească peste noi toți. Amin. Doresc așa, după cum am spus, să prezentăm înaintea dumneavoastră acum, după ce s-a făcut și rugăciunea, investiția, lucrare, ne bucurăm alături de fratele Daniel Iorinț, care nu este membru la dumneavoastră, dar așa cum fratele Petrică Stoian spunea de ani de zile, a decis, a acceptat nevoia, chemarea a dumneavoastră, a comitetului executiv și a ajutat la lucrarea aceasta. Acum ne bucurăm de fratele Iulian, care e aici cu dumneavoastră, a început lucrarea și uite, acum este păstor la în cadrul bisericii. Slăviți să fie Domnul! Sigur că acum slujbele care le-a făcut până acum tot la fel le va face, decât la nivel de organizație, la nivel legal, din punct de vedere a tuturor responsabilităților care le avem cu statul austriac, îi crește într-adevăr responsabilitatea și la momentul potrivit, eu cred că cu dumneavoastră împreună, cu ajutorul Duhului Sfânt, va putea mai departe prelua și biserica ca păstor coordonator, dar toate la vremea lor, Domnul să fie slăvit. Avem acum pe lângă doi păstori, și pe fratele prezbiter, în persoana fratelui Florin Odor, ne bucurăm pentru dumnealui. Acum la dumnealui se adaugă, sigur, în slujirea lui, va putea participa la căsătorii, cerând binecuvântarea peste tinerii care se căsătoresc, conform rânduielilor care sunt în organizația noastră, și va putea să facă ungeri cu de lemn pentru cei bolnavi. Și în toate acestea, Domnul să-l însoțească. Amin. Ne bucurăm, frate Florin. Slavă Domnului Iisus, vom da mâna și cu soțiile noastre imediat. Sigur că ne bucurăm pentru aceasta. Îi avem și pe cei doi diaconi, sigur că ne-am bucurat de ei, ne bucurăm de slujirea lor și Domnul să îi păseze în harul. Acum dau microfonul fratelui Daniel să facă încheierea și apoi sigur trebuie să facem și o poză. Așa cred că este.